După ce prefectul Zorinel Niculcea a anunțat că sunt îndeplinite condițiile pentru desfășurarea ședinței de constituire, lucrările au fost conduse de consilierul cel mai în vârstă, respectiv Daniela Cristiana Neagu, consilier PNL. A fost aleasă comisia de validare, consilierii au depus rând pe rând jurământul, iar apoi a fost ales președintele Consiliului Județean. În urma votului, această funcție este ocupată de Marian Mina, ales pe lista PSD. Noul președinte a preluat conducerea ședinței, nu înainte de a primi un mesaj din partea decanului de vârstă. Domnul Marian, mă bucur că suntem în a doua situație în viață în care suntem față în față. Odată mi-ai fost elev, acum nu ești președinte al Consiliului Județean. Nu-ți doresc decât să ai înțelepciune, știu ce poți cât poți, știu ce vrei și cât vrei, și obiectivul nostru al tuturor să fie să ridicăm județul la un alt nivel de dezvoltare. Vă mulțumesc! În aceeași căldură sufocantă pe care au fost nevoiți să o suporte toți cei prezenți, ședința a continuat conform uzanțelor. Consilierii au ales și cei doi vicepreședinți, și anume pe Cristian Marciu de la PSD, care a fost votat în unanimitate, și pe Vasile Andronache de la ALDE, care a primit 25 de voturi pentru și 6 împotrivă. La final au fost constituite comisiile de specialitate, iar de astăzi se poate spune că noul Consiliu Județean și-a intrat în atribuții.